Textul din dimineața aceasta, Judecători, capitolul 11, începând cu versetul 1, da, de Judecători, capitolul 11, începând cu versetul 1, după ce vom citi cuvântul, rog pe fratele Samir să ceară cu voce tare binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Judecători 11, de la versetul 1, voi citi în această dimineață din noua traducere românească. Iefta Ghiladitul era un războinic viteaz. El era fiul unei prostituate. Iefta i se născuse lui Ghilad. Soția lui Ghilad îi născuse și ea fii. Când fiii soției lui au crescut mari, l-au alungat pe Iefta și i-au zis: tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, pentru că ești fiul unei alte femei. Iefta a fugit dinaintea fraților săi și a locuit în țara Tob. Acolo niște bărbați de nimic s-au adunat pe lângă Iefta și l-au însoțit. După câteva zile, fiii lui Amon au luptat împotriva lui Israel. În timp ce fiii lui Amon se luptau cu Israel, bătrânii Ghiladului s-au dus ca să-l aducă pe Iefta din regatul Tob. Ei au zis lui Iefta: vino să ne fii conducător ca să ne luptăm cu fiii lui Amon. Dar Iefta le-a zis bătrânilor Ghiladului: oare nu voi sunteți aceia care m-ați urât și m-ați alungat din familia tatălui meu? De ce ați venit la mine acum, când sunteți în pericol? Bătrânii Ghiladului au spus lui Iefta: ne întoarcem la tine pentru că am dorit să vii cu noi și să lupți împotriva fiilor lui Amon. După aceea, tu vei fi căpetenia noastră a tuturor locuitorilor Ghiladului. Iefta le-a zis bătrânilor Ghiladului: dacă mă aduceți înapoi ca să lupt împotriva fiilor lui Amon și Domnul îi dă în mâna mea, voi deveni eu căpetenia voastră? Bătrânii Ghiladului i-au răspuns lui Iefta: Domnul să fie martor între noi, dacă nu vom face tocmai cum ai zis. Iefta a plecat cu bătrânii Ghiladului, iar poporul l-a pus în fruntea lui drept căpetenie și conducător. Apoi Iefta a rostit din nou aceste cuvinte înaintea Domnului la Mițpa. Să ne rugăm. Amin, te rugăm, Doamne. Amin, amin. Vă invit să luați loc. O rugăciune cum nu se poate mai potrivită pentru un text cum nu se poate mai complicat. Câteodată auzi citite texte și nici măcar nu știi cum să te rogi. Înainte de a trece la textul propriu-zis, două anunțuri. Fratele Nicu Crăciun mi-a spus să ne rugăm pentru familia Sălăjean de la biserica numărul 2. Fratele Sălăjean a trecut la Domnul. Cei care cunoașteți, purtați în rugăciunile dumneavoastră. Vorbeam cu fratele Marius legat de, în timp ce discutam despre popor, fratele Nicu ne vorbea despre țară și ne gândeam mai mult la cum este țara, ce suntem noi, cum putem să ne identificăm. Și e clar că nu putem să ne identificăm ca o națiune similară poporului Israel, dar biserica este înainte de toate o familie. Biserica este familia Mântuitorului Hristos și ne spune că El este fratele nostru, noi suntem frații Lui, biserica este mireasa lui Dumnezeu, Tatăl este Tatăl nostru al tuturor și când ne rugăm, ne rugăm Tatăl nostru, da? Ne rugăm Tatăl nostru. De aceea credem din toată inima, nu doar din motive obiective, imediate, necesare pentru viața noastră, ci din motive profund teologice, că familia este extrem de importantă. Credem din toată inima că nu doar la baza unei societăți sănătoase, ci la baza unei biserici sănătoase stau familiile sănătoase. Acum, sigur că nu e locul și timpul în dimineața aceasta să vă spun cât de importanți sunt aceia care, neavând o familie, au mai multă libertate de a sluji lui Dumnezeu, au mai multă libertate ca timp și din multe alte perspective, da, de a sluji lui Dumnezeu, până acolo încât Apostolul Pavel, un campion al acestei abordări a slujirii, zice la un moment dat, având în vedere strâmtorarea din vremea de acum, eu vă recomand, zice el, dacă nu e absolut necesar să nu vă legați la jugul acesta. Pe de altă parte, însă, Dumnezeu zice în Geneza, nu e bine ca bărbatul să fie singur, i-am făcut un ajutor potrivit pentru el, i-am creat o bărbată, da, o femeie, o ișa, care să fie lângă el și să-i fie în toate completare în viața lui. Pentru că este așa de important pentru Dumnezeu familia, este și pentru noi. De aceea nu uitați că la finalul lunii septembrie, în weekendul 28-30 septembrie, la Hotelul Park din Moneasa, organizăm conferința de toamnă a bisericilor, a familiilor Bisericii Emanuel. Poate că încă nu v-ați înscris, o parte dintre locuri deja s-au epuizat, vă încurajez să vă înscrieți,
Costul este 450 de lei, parțial subvenționat de biserică, pentru aceia care nu pot plăti prețul integral. Nu vrem ca partea financiară să fie o piedică pentru nimeni, de aceea vă rugăm frumos, veniți, înscrieți-vă cât mai repede, cu promptitudine. Cei ce ați fost în primăvară știți că a fost o binecuvântare, cu siguranță și în toamna aceasta va fi la fel. Cu acestea ne întoarcem la textul nostru și sunt convins că dacă v-aș întreba dacă Iefta a fost un om pocăit, credincios sau nu, răspunsurile ar fi împărțite. Care este elementul care vă vine în minte atunci când auziți numele acestui judecător? Este jurământul pe care l-a făcut, nu-i așa? Legat de faptul că atunci dacă se va întoarce biruitor din bătălia cu amoniții, a făcut Domnului jurământul și a zis: prima ființă, primul lucru care va ieși în calea mea pe ușa casei, îl voi aduce Domnului ca ardere de tot. Ca ardere de tot. Și s-a întâmplat să fie singura lui fiică. Singura lui fiică. Și Iefta a rămas în memoria colectivă a oamenilor, pe bună dreptate, ca omul care se grăbește să vorbească. Omul care se grăbește să facă promisiuni, care se leagă fără să știe, fără să cunoască cuvântul, o să vedeți imediat de ce spun asta, se leagă la lucruri pe care nu le poate duce și pe care n-ar fi trebuit să le promită niciodată, mai ales că Dumnezeu nu i l-a cerut niciodată. Iefta e un personaj interesant. Știm despre el că este un om viteaz, este un războinic viteaz, dar originea lui a fost întotdeauna pentru el o piatră de moară, o sursă de frustrare. Textul pe care l-am citit spune: era fiul unei prostituate. Termenul evreiesc pentru prostituat acolo se referă exact la o femeie care vinde servicii sexuale. Adesea când citești Scriptura și vezi cu câtă nonșalanță menționează Biblia femei precum prostituate din diverse cetăți pe care Dumnezeu le ia și le folosește, precum Rahav, da? Când vezi că Tamar devine o astfel de prostituată și problema nu e maximă, nu e mare decât atunci când este însărcinată și se descoperă și salvarea ei e că era cu tata socru, da? Te cutremuri, se face pielea găină. Când vezi că un om de genul acesta, un viteaz al poporului lui Dumnezeu, un izbăvitor militar, un conducător, un lider, este un om care se naște din relația dintre Galaad sau Gilad și o prostituată, un bărbat care are o soție care îi naște fii. Încep să te întrebi, ce lume, în ce lume trăiau? Și tocmai asta vrea să, de fapt, să ne spună Scriptura. Tocmai de asta nu vrea să ne cruțe Scriptura, de realitatea dură a contextului în care poporul lui Dumnezeu și-a dus întotdeauna viața. Întotdeauna, să știți, Dumnezeu a avut ceea ce Biblia numește teologic o rămășiță. Oameni care l-au iubit, oameni care l-au căutat, oameni care l-au slujit, oameni care au vrut, chiar și dacă n-au avut o identitate clară, nu i-a văzut nimeni, nu-i poate amplasa nimeni în istorie, au fost întotdeauna oameni aceștia. Oameni, cum spunea fratele Nicu, pe care se făcea carnea, se strângea carnea din pricina păcatelor. Ați auzit cum a apăsat fratele Nicu pe cuvântul toate nelegiuirile? Oameni care se uitau în jurul lor și nu se mulțumeau cu răutatea. Și cu toate astea, există în jurul nostru, în viața noastră, o corupție imensă care ne afectează pe toți. Ea este înăuntrul nostru, ea este rezidentă în ființa fiecăruia dintre noi. Pe mulți îi putem identifica mai ușor și putem spune politicieni corupți, clerici corupți, afaceriști corupți. Și așa de repede punem etichete pe cei a căror corupție nu ne avantajează pe noi, ci ne afectează pe noi, că dacă ne avantajează pe noi, vorbim mai încet despre ea. Pe acea corupție care nu ne este proprie nouă, ci este altora și ne afectează viața. De aceea frații lui Iefta se dezic de el.
Frații lui Iefta îi spun: Iefta, observați, vă rog frumos, în versetul 2, când fiii soției lui, deci frații lui Vitrege, au crescut mari, l-au alungat și au spus: tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru pentru că ești fiul unei alte femei, în baza niciunei legi, dimpotrivă, încălcând legislația evreiască, încălcând legea dragostei, încălcând legea acceptării, își alungă propriul frate din casa lor pe niciun alt motiv decât că era fiul unei alte femei. O altă dovadă a cât de adâncă este corupția în inima noastră. Și paradoxal. Paradoxal, câteodată Dumnezeu cheamă astfel de oameni, oameni care au circumstanțe nefericite în viața lor, oameni care veți vedea că au o teologie incompletă și incorrectă în viața lor, pentru a demonstra că atunci când Duhul Sfânt vine asupra unui astfel de om, fără să facă din el un om perfect, îl face un instrument în mâna lui Dumnezeu. Iefta a fugit dinaintea fraților săi, a locuit în țara Tob, se trage într-o zonă mărginașă. Și acolo zice, niște bărbați de nimic s-au adunat pe lângă Iefta și l-au însoțit. A devenit un fel de Robin Hood, așa, dacă vreți, știți, un fel de haiduc, exact. A devenit un om care nu neapărat că lua de la bogați și de la săraci, ci pur și simplu trăia o viață fără niciun angajament, trăia o viață fără nicio responsabilitate față de nimeni, cam ca David când și-a luat războinici lângă el și o perioadă întreagă a trăit doar din jefuiri. Iefta, un om viteaz, nu atât de rău ca Abimelec, cel dinaintea lui, peste care am sărit, pentru că nu avem atât de mult timp pentru toți judecătorii. Iefta este un om care nu este neapărat un om rău în inima lui. Și adesea ne uităm și ne gândim, ne întrebăm: Doamne, care este acel raport în inima mea între dedicarea față de Tine, devotamentul față de Tine, calitățile pe care le pui în mine și răutatea inimii mele? Iefta este un om care suferă din pricina circumstanțelor, înainte de toate. Este un om care este ostracizat dintr-o vină care nu e a lui. Nu era vina lui că tatălui l-a făcut cu o prostituată. Dar am să vă mai spun un lucru care mie mi se pare foarte important în contextul acesta. Că acea prostituată a acceptat să facă un copil cu un bărbat și el a intrat în casa acestui om. Nu știm cine era ea, nu știm exact care e contextul acolo. Unii spun că Ghilad sau Galaad, e vorba de termenul generic. Nu, e vorba chiar de el, de familia lui și de frații lui. Și nu e ușor să crești într-un asemenea context, să fii privit tot timpul de sus, să fii considerat tot timpul nepotrivit, diferit și apoi să fii alungat, deși tu ești cel mai viteaz dintre toți, deși tu ești cel mai curajos dintre toți. Unii au asemănat poziția acestui om cu David. David era la fel. Și David era un om viteaz, dar frații lui îl dădeau la spate, nu-l prețuiau, îl disprețuiau. Astfel de lucruri, să știți că lasă urme în viața unui om. Ele nu trec așa ca gâsca prin apă în viața noastră. Adesea nu realizăm. Când suntem copii, îi batjocorim pe ceilalți cu așa de mare ușurință. Cineva spunea, zicem, sunt uimit de câtă cruzime pot da dovadă copiii unii față de alții. Cel mai mic defect, cea mai mică chestie legată de nume, da? Câți dintre dumneavoastră ați fost batjocoriți pentru numele pe care îl purtați? Vi s-au pocit numele? Câți dintre noi n-am fost batjocoriți pentru felul cum arătăm? Că suntem prea mici, prea mari, prea slabi, prea grași, prea cu urechile mari, prea cu urechile mici? De ce? Pentru că atunci când suntem mici nu dăm importanța acestei situații și ni se pare că lucrurile sunt în regulă. Așa e normal să fie. Iată că la Iefta lucrurile se întâmplă când sunt adulți. Spune când s-au făcut mari. Da? Deci vorbim despre o vârstă la care s-a făcut un consiliu al fraților. Da? Și l-au alungat. L-au alungat și l-au aruncat în brațele unui anturaj destructiv. Observați? Cartea Judecătorii nu se sfiește să ne spună că a fost înconjurat de niște oameni de nimic, de oameni fără căpătâi, oameni care n-aveau niciun fel de loialitate față de nimeni, oameni care nu voiau decât să se bucure, să se distreze și dacă asta
se putea face pe socoteala altora, gândiți-vă ce a produs în inima unui om precum Iefta o astfel de situație. Foarte simplu, l-a transformat și pe el într-un cinic, într-un neîncrezător, într-un om care nu mai pune preț, nu mai crede în vorba nimănui, ci doar în propria lui putere, doar în propria lui forță. Aici este combinația aceea paradoxală de care ziceam, între calitățile pe care le avem și fricile noastre și temerile noastre. Noi am căutat oameni perfecți pentru slujirea lui Dumnezeu, dar vom vedea că Iefta, departe de a fi un om perfect, un om tarat de circumstanțele în care și-a dus prima parte a vieții lui, face greșeli în partea a doua vieții lui și cu toate astea Dumnezeu îl folosește pentru planul lui de a izbăvi poporul Israel. Dacă vă aduceți aminte din prima parte când v-am zis că eu spus, frații, tu nu vei avea moștenire cu noi, cu alte cuvinte, tu n-ai nicio parte. Și vine criza. Vine criza, textul spune, după câteva zile, fiii lui Amon au luptat împotriva lui Israel și în timp ce fiii lui Amon se luptau cu Israel, bătrânii Galaadului s-au dus la Iefta din regatul Tob și au spus, vino să ne fii conducător ca să ne luptăm cu fiii lui Amon. Ce interesant, nu? I-au spus, nu vei avea nicio moștenire, nu să fii conducător, nu să fii cap de trib, lider de trib, nu să fii lider în familie, tu nu vei avea nicio moștenire, tu n-ai niciun drept în locul acesta. Tu n-ai niciun drept să fii între noi. Scurt timp, mai târziu, se duc după el bătrânii. Și observați, interesant că Iefta nu dă vina doar pe frații lui care l-au alungat. Pentru că răspunsul lui este oare către bătrâni, oare nu voi sunteți aceia care m-ați urât și m-ați alungat din familia tatălui meu? Deci aici e clar că Iefta n-a avut de-a face doar cu un moft al fraților lui, ci cu o decizie legală a comunității. Înțelegeți? Deci bătrânii s-au adunat, da? Și au cauționat ceea ce au făcut frații lui Iefta. Da? Nu au făcut un abuz, ci au adunat, au prezentat argumentele, pentru că Iefta zice, voi m-ați alungat din casa tatălui meu. Nu cunoaștem situația, nu cunoaștem contextul în detaliu, dar din felul lui de a vorbi. Și vreau să fac o paranteză aici. Dacă la alți judecători precum Ehud, cuvântul determinant este cuvântul mână. Veți observa acolo, dat în mâna lui, prin mâna lui, cu mâna, țineți minte la Ehud, da? Mâna stângă. La Iefta este cuvântul. Foarte mult Iefta vorbește, este un lider care pe lângă faptul că este viteaz în bătălie, este un lider al cuvintelor. Este un lider care se folosește de cuvinte pentru a-și face treaba înainte de a apela la sabie. Ca dovadă că el poartă o discuție cu bătrânii poporului Israel. Pentru că el are în inima lui niște răni, are în inima lui niște nesiguranțe, are în inima lui niște frustrări și niște răni de care el nu este vinovat, pe care le are fără să fi făcut nimic până în momentul acela. Vreau să ne gândim foarte serios la felul în care îi tratăm pe oamenii din jurul nostru. Atunci când considerăm că nu sunt vrednici de o slujire, de o prietenie, de o relație, cu atâta ușurință îi îndepărtăm pe oameni și îi alungăm pentru că ni se pare că nu sunt la același nivel cu noi. Pentru că ni se pare că nu sunt vrednici de prietenia noastră, că nu sunt la fel de pocăiți ca noi, nu știu, că nu vorbesc la fel de bine, la fel de frumos ca noi. Iefta este un om care își începe slujirea, viața, ca o victimă a circumstanțelor, care este, veți vedea, imediat legată sau duce și îl face pe Iefta o victimă a unei teologii incorrecte. Pentru că lucrurile sunt legate. Observați, cine învață pe copiii noștri? De unde învață copiii noștri despre Dumnezeu? De la noi. Responsabilitatea este a familiei, a părinților. Și am să vă spun că școala duminicală de la biserică este extrem de importantă pentru copiii noștri. Dar niciodată nu va înlocui responsabilitatea noastră de părinți sau de bunici. Da? Atunci când avem harul și bucuria să avem nepoți, de a ne educa copiii.
de a învăța pe copiii noștri despre Dumnezeu. De aceea Iefta, pe lângă faptul că este o victimă a circumstanțelor, pentru care el nu este vinovat, este o victimă a ostracizării pe care frații lui și comunitatea o practică doar din pricina originii lui umile, fiul unei prostituate. În paranteză, uitând că o prostituată a fost elementul folosit de Dumnezeu pentru ca poporul Israel să cucerească prima cetate de la intrarea în Canaan, Ierihonul, uitând, neîncadrând într-un context al harului lui Dumnezeu și al dragostei de oameni, decizia lor, comunitatea aceasta creează un om nesigur pe el, dar viteaz, curajos în luptă, dar temător în relații. Observați cum întreabă el. El spune, mă duc și lupt cu voi, zice, oare, zice, veți face lucrul ăsta? Dacă Domnul îi dă mâna mea, voi deveni eu, oare? Mai pot să vă cred? Vă mai pot crede? Observați, Iefta apelează la Domnul, folosește numele Domnului de două ori în acest pasaj. Iefta invocă de două ori numele Domnului, o dată aici și a doua oară spune când a rostit din nou aceste cuvinte înaintea Domnului la Mițpa. Dar Iefta nu o face dintr-o spiritualitate excesivă. Sunt oameni care folosesc numele Domnului foarte mult în vorbirea lor pentru că sunt oameni foarte spirituali. Aceștia sunt puțini. Cei mai mulți dintre noi de multe ori invocăm numele Domnului din pricina nesiguranțelor pe care le avem. Vi s-a întâmplat vreodată să spuneți, te rog în numele Domnului, cu tare și cu tare lucru. Am auzit-o de multe ori, frate, te rog în numele Domnului, dar aia nu e altceva decât o rugăminte insistentă din partea lui, încearcă să dea greutate rugăminții lui, nu neapărat că el e convins că Domnul l-a trimis. Știți că în numele Domnului înseamnă să fii convins că vii în numele Domnului, să fii convins că ești trimis de Domnul, da? Nu, noi folosim ca pe o mantră de convingere a celor din jurul nostru. Ori Biblia e foarte atentă cu privire la lucrul acesta, pentru că adesea dovedește o teologie incorrectă, o înțelegere incorrectă a lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune nimeni să nu ia numele Domnului în deșert. Să nu juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe Dumnezeu, nici pe numele Domnului. Da? Numele Domnului e foarte important. Ori vedeți, la Iefta, nesiguranța duce la o ușurință în vorbire care este probabil, zic probabil și o să vedeți de ce, fatală. O ușurință în vorbire care lui, ca om, ca familie, îi este fatală. Pentru că Iefta preia tiparul de comunicare din nesiguranța lui, promisiunile pe care le cere de la alții, angajamentele pe care... El de fapt asta face. Iefta cere angajamente de la bătrâni. El nu e convins și e argumentat să nu fie convins. Și cere angajamente de la ei și face și el înaintea Domnului un astfel de angajament. Primul lucru pe care îl face după ce acceptă angajarea, dacă vreți, este să aibă o negociere. Foarte inteligent, politic, argumentat, nu vom intra pentru că nu avem timp în discuția lui, pe care, cum să zic, o are cu regele fiilor lui Amon, dar acolo este o reală negociere politică. El încearcă să explice, voi, măi, opriți-vă, terminați cu războaiele, n-aveți niciun drept aici, nu v-am făcut niciun rău, le demonstrează istoric că nu s-a întâmplat nimic. Se lovește, evident, de refuzul celor care se considerau stăpâni pe puterile lor, sigur pe capacitatea lor militară. Și atunci Iefta pornește la război. Dar în versetul 30 ne spune că a făcut un jurământ și ăsta vă rog chiar să-l afișați, să-l vedem. A făcut un jurământ Domnului zicând, dacă îi vei da în mâna mea pe fiul lui Amon, atunci ceea ce va ieși pe porțile casei mele când mă voi întoarce în pace de la fiul lui Amon va fi al Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Nu cred că poți concepe cu mintea, poți înțelege cum cineva ar putea face un asemenea jurământ. Este ca și cum, e un fel de ruletă rusească, știți? Bagi un glonț în butoiaș, îl învârți și pui la cap. Asta face Iefta. Și întrebarea, cred, este de ce a făcut așa ceva. Întâi de toate, vreau să vă asigur că Dumnezeu n-are nicio treabă
cu jurământul lui Iefta. Întâi de toate, pentru că Dumnezeu nu cere niciodată angajamente. Oamenii le fac voluntar. Și doi, Dumnezeu nu acceptă, dimpotrivă, sub pedeapsa cu moartea, jertfe umane. Dar vreau numai puțin să vă gândiți la situația lui Iefta, în mod practic. Dacă veți citi cartea Leviticul, ne vom duce imediat puțin în Leviticul ca să vedeți o dimensiune interesantă a ceea ce a făcut Iefta. Dumnezeu spune, dacă vor aduce pe câmp, undeva într-un loc izolat, un animal care este primit ca jertfă și îl vor jertfi acolo, să fie omorâți. N-au voie să aducă jertfe. De ce? Pentru că așa fac neamurile, așa fac păgânii. Păgânii aduc jertfe în diverse locuri pentru că în locurile acelea ei cred că locuiesc zeitățile cărora se închină ei. De aceea fac înălțimi pe dealuri, fac altare pretutinde. Dumnezeu spune, nu, aveți cortul întâlnirii, mai târziu templul. Aveți cortul întâlnirii, aveți altarul, aveți preoții doar acolo. Vrei să aduci Domnului o ardere de tot? Te duci acolo. Ei, imaginați-vă că dacă este vorba despre o ardere de tot, să te duci cu fiica ta la preot, preotul te alungă cu pietre de acolo. Cum să faci așa ceva? Pentru că întrebarea multora este dacă Iefta chiar și-a împlinit jurământul. Dacă Iefta și-a ucis fiica, dacă a adus o ardere de tot. Și eu mă gândesc că nu. Și am să vă spun de ce. Argumentul meu este că atunci când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să-l aducă pe Isaac ca ardere de tot, doar ca să testeze credința lui Avram, țineți minte, asta este înainte de legea mozaică, da? Avram nu putea ști încă în vremea aceea ce vrea Dumnezeu. Mai târziu Noul Testament ne tălmăcește că Avram nu din sadism sau din cruzime era gata să jertfească fiul, ci din credința că Dumnezeu îl va învia. Vă dați seama ce credință puternică. Că Dumnezeu îl va învia. Încă o paranteză. În paranteză, foarte mult rali s-a părut de-a lungul istoriei că au auzit tot felul de chemări de la Dumnezeu să facă tot felul de ciudățenii. Numai recent am auzit despre un tată destul de tânăr, dacă nu mă înșel, dintr-o familie din Brașov, care și-a ucis soția și copiii sau copilul, nu mai țin minte exact, cu câteva luni în urmă, în ideea că a auzit ceva de genul ăsta. Nu. Cazul lui Avram este unic. Cazul lui Avram este ceva irepetabil. Cazul lui Avram este ceva ce Dumnezeu nu mai poate cere nimănui și în realitate nici lui Avram nu i-a cerut. Pentru că, și acum revin la argumentul meu, atunci când Dumnezeu îl vede pe Avram cu cuțitul ridicat, îl oprește și oferă un înlocuitor în locul vieții lui Isaac, într-un context în care Dumnezeu a cerut așa ceva. Deci mă gândesc că Dumnezeu a găsit o cale să-l oprească pe Iefta. Venim la text și am să vă explic cum înțeleg lucrurile. Nu exclud că e posibil să fi fost chiar să-și fi ucis fiica, pentru că se spune în Scriptură că izraeliții și-au mai sacrificat copiii pe altarele păgânilor în diverse perioade ale istoriilor. Deci n-ar fi exclus. Dar textul ne spune un element interesant acolo. Spune fiica lui, spune în versetul 36, tată, dacă ți-ai deschis gura înaintea Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură, mai ales acum când Domnul te-a răzbunat pe fiul lui Amon, dușmanii tăi. Apoi i-a zis tatălui său, fă-mi însă favoarea aceasta, lasă-mă singură 2 luni ca să mă duc, să cobor înspre munți și să-mi plâng fecioria împreună cu prietenele mele. El a răspuns, du-te, și-a lăsat-o singură 2 luni, ea s-a dus cu prietenele ei și și-a plâns fecioria în munți. Una dintre interpretările a ceea ce spun unii comentatori că e posibil să fi întâmplat este ca fiica lui Iefta să fi rămas fecioară pentru totdeauna, să fi fost dedicată slujirii lui Dumnezeu, fie la cortul întâlnirii, fie în comunitatea locală, nu contează unde, da? De aceea și-a plâns fecioria și nu viața. Da? De aceea și-a plâns virginitatea și nu viața ei. Spun lucrul ăsta pentru că mă uit la text și observ o abordare evazivă a autorului. Nu ne spune că a omorât-o, ci spune a făcut potrivit cu ceea ce ieșise din gură. Între momentul ăla și momentul respectiv trece un timp. Trece un timp și am să vă spun un lucru interesant. Spuneam că Iefta are o teologie greșită despre Dumnezeu. Nu numai o experiență frustrantă cu oamenii din jurul lui, ci o teologie greșită. De unde?
Întâi de toate din faptul că, așa cum spuneam, Dumnezeu nu cere niciodată asemenea lucruri. Asemenea lucruri se fac de bună voie, se fac atunci când ai bucurie și niciodată ele nu se fac, nu trebuie făcute fără discernământ. Dar dacă le faci fără discernământ, de data asta am să vă rog să deschizi la Leviticul, capitolul 27. Leviticul, capitolul 27, este ultimul capitol din cartea Leviticul. Și să vă arăt cât de importantă este cunoașterea sau necunoașterea Scripturii. Domnul a vorbit lui Moise, zicând, vorbește-le fiilor lui Israel și spune-le, când un om va închina Domnului anumite persoane printr-un jurământ deosebit. Observați de ce mă refer aici, că e posibil să nu fi fost neapărat o jertfă umană, ci o închinare înaintea Domnului. Samuel este un asemenea exemplu, da? Mama lui, Ana, spune, dacă mi-l dai, eu renunț la el, ți-l dau ție. Ți-l dau ție să fie la templu și să fie acolo, da? Când un om va închina Domnului anumite persoane printr-un jurământ deosebit, să o facă după evaluarea ta. Evaluarea ta pentru un bărbat de 20 până la 60 de ani să fie o evaluare de 50 de șekeli de argint după șekelul lăcașului. Dacă este o femeie, evaluarea ta să fie de 30 de șekeli. Dacă are între 5 și 20 de ani, unde cel mai probabil era încadrată fiica lui Iefta, evaluarea ta să fie de 20 de șekeli pentru un băiat și de 10 șekeli pentru o fată. Dacă are între o lună și 5 ani, evaluarea ta să fie de 5 șekeli de argint pentru un băiat și de 3 șekeli de argint pentru o fetiță. Dacă omul are 60 de ani sau mai mult, atunci evaluarea ta pentru un bărbat să fie de 15 șekeli, iar pentru o femeie să fie de 10 șekeli. Dacă este prea sărac ca să poată plăti evaluarea ta, să-l înfățișeze înaintea preotului și preotul să facă o altă evaluare. Preotul să facă o evaluare potrivit cu mijloacele pe care le are cel ce a făcut jurământul. Și așa mai departe. Textul de fapt spune următorul lucru. Dacă un om face un jurământ pe care închină Domnului ceva ce ar vrea să ia înapoi într-un anumit context printr-un jurământ special, zice Domnul, nu conform legii, nu după lege, ci după un jurământ pe care îl face el personal, poate să o facă. Poate să o facă, dar plătind un preț. Plătind un preț pentru lucrul respectiv. Iefta, nu știm dacă știa sau nu acest capitol din Leviticul. Din păcate, se poate să nu-l fi știut. Fica lui, cu siguranță, dă dovadă că n-ar ști nici ea foarte bine lucrul ăsta. Nici ea, cuvântul. Pentru că cuvântul întotdeauna este pus acolo nu ca să ne distrugă, nu ca să ne lege într-un mod destructiv, ci ca să ne facă să-L cunoaștem pe Domnul. Iefta, paradoxal, dă dovadă că nu-L cunoaște pe Domnul. Iefta dă dovadă în toate spusele lui, chiar folosind numele Domnului, că nu-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Paradoxal, născut într-un popor creștin, era să zic, da? Într-un popor al lui Dumnezeu. Născut într-o familie cu nume important, din pricina circumstanțelor defavorabile, Iefta nu-L cunoaște bine pe Domnul. Dar știți care este harul? Și foarte interesant ceea ce spune Scriptura despre el. Textul spune că Duhul Domnului a venit peste Iefta și Iefta a biruit pe amoniți. Duhul Domnului a venit peste Iefta și Iefta i-a biruit pe amoniți. De ce? De ce a venit Duhul Domnului peste Iefta? De ce Dumnezeu i-a dat, observați în versetul 32, Dumnezeu i-a dat în mâna lui? Pentru că Domnul are un plan. Are un plan în lumea aceasta, în diverse circumstanțe, în diverse situații, în care folosește oameni surprinzători, în care folosește oameni neobișnuiți. Ehud, Gedeon, Iefta. Acum, biruințele lor, ale tuturor, sunt temporare și sunt incomplete. Dacă observați, recurent, Israelul, pe perioada de 3 sau 400 de ani, funcție de cum calculezi, tot cade în aceeași idolatrie și Dumnezeu continuă să-i izbăvească. Dumnezeu continuă să le trimită ba judecători, ba izbăvitori, ba oameni spirituali, cum e Deborah, sau cum a fost Gedeon în anumită parte din viața lui, sau oameni firești. Samuel este modelul perfect. Este omul despre care Biblia nu are absolut nimic rău de spus. Momente speciale, Dumnezeu folosește oameni speciali, oameni aparte. Oameni însă care
își dovedesc, cel puțin în Cartea Judecătorii, și asta e pentru mine încurajator, le scoate la iveală așa parcă într-un mod dureros slăbiciunile, eșecurile, neajunsurile. De ce? Pentru că scopul Cărții Judecătorii este să ne arate că drumul nostru către izbăvitorul și conducătorul desăvârșit, în cazul lor împăratul, regele, Samuel, care putea fi cu lejeritate împărat, dacă dorea, către David, care este un prototip mesianic din multe puncte de vedere, și apoi peste timp, către Iisus Hristos, care este izbăvitorul perfect, fără niciun fel de slăbiciuni. Este un drum complicat, este un drum greu predictibil. Cine s-ar fi așteptat Iefta să fie izbăvitorul poporului? Cine s-ar fi așteptat Gedeon, un om temător, să ajungă un mare erou în poporul lui? Cine s-ar fi așteptat ca David să ajungă acolo? La fel și el, un om cu multe slăbiciuni, cu multe defecte și un om cu un profil, cel puțin la începutul vieții lui, foarte modest. Saul, la începutul vieții lui, ne spune că era smerit, mic în ochii lui, după care n-a mai fost mic în ochii lui și n-a mai fost mic nici în ochii Domnului. Iefta e un exemplu pentru noi al faptului că atunci când circumstanțele nefavorabile duc la o teologie greșită, consecințele sunt dramatice. Și dramatic este viitorul, e finalul lui Iefta, n-are copii. El, Samson, sunt oameni care nu-și duc mai departe numele. Sunt oameni a căror casă nu merge mai departe, deși au copii, au soție, au familii, nu merge mai departe. E ca și cum ei înșiși ar fi murit. Deși au succes în plan militar, politic, sunt oameni care eșuează în plan personal, în general, în plan familial și mai ales în plan spiritual. Citiți, vă rog, episodul ce urmează în viața lui Iefta și veți vedea că ajunge în pragul unui război civil, a nu știu câta situație în care o seminție întreagă aproape este exterminată și totuși el nu poate face nimic în privința asta. Pe de altă parte însă, dincolo de toate aceste neajunsuri, dincolo de toate aceste probleme, știți care este vestea bună? Că Dumnezeu coboară Duhul Sfânt atunci când vrea să folosească un om pentru o lucrare. Și în ciuda slăbiciunilor noastre, a circumstanțelor noastre nefavorabile, a cunoștinței noastre incomplete despre Dumnezeu, care de multe ori ne determină ca gura noastră să ne bage în păcat, Dumnezeu nu ne abandonează. Dacă Dumnezeu ne cheamă la o lucrare, Dumnezeu își coboară resursele Lui Dumnezeu și peste noi, ca să ne ajute să terminăm lucrarea respectivă. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm să-i tratăm pe oamenii care au ajuns în lumea noastră în circumstanțe nefavorabile, să nu le refuzăm și să nu le împiedicăm cunoașterea unui Dumnezeu mare care îi poate folosi și îi poate izbăvi din neajunsurile lor. Mă rog lui Dumnezeu să nu ne lase să ne complacem în ideea că asta e și să ne uităm la circumstanțele noastre nefavorabile și să spunem, eu nu pot progresa, eu nu pot înainta. De acolo a scos Dumnezeu un izbăvitor pentru Israel. Și în ultima instanță, mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să avem suficientă înțelepciune încă să nu lăsăm ca gura noastră sau mâna noastră să ne bage în păcat, ci mă rog ca Dumnezeu să folosească și gura noastră și mâna noastră pentru a aduce izbăvire, pentru a aduce eliberare și pentru a aduce binecuvântare celor din jurul nostru. Amin.